Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Raci în luna martie trebuie să aibă grijă de siguranță. Nu ți risca finanțele. Mulți reprezentanți ai zodiei vor putea întâlni oameni influenți. O sănătate bună obișnuită poate eșua în cel mai inutil moment. Ai grijă de aspectul tău. Dragoste. Racii nu vor avea griji serioase. Racii care au o familie vor putea în sfârșit să înceapă reparațiile sau să se mute. Consultă-te tot cu a doua jumătate pentru a evita certuri. În luna martie, va trebui să vizitezi rudele mai des. Cineva apropiat chiar are nevoie de ajutorul tău. Fii pregătită pentru surprizele copiilor a căror creștere va necesita multă putere și nervi. Unele lucruri vor trebui luate sub control personal. Pentru racii singuri, soarta pregătește o întâlnire specială. Ai toate șansele să-ți găsești dragoste. Relația care va începe în martie este sortită succesului. Dragostea poate să nu se întâmple la prima vedere, dar vei înțelege rapid ce este. În plus, alesul va fi o persoană influentă, dar vei fi preocupat în primul rând de personalitate și nu de calcul financiar. Sănătatea. Dacă ai o sănătate bună, nu este un motiv pentru a nu avea grijă de ea. Datorită pozițiilor speciale ale stelelor, bolile cronice se pot agrava brusc. Cel mai probabil vor fi probleme uitate de mult. Partea slabă a corpului tău va fi sistemul cardiovascular și endocrin. În acest sens, este posibil să observi dificultăți de respirație, creșterea tensiunii, tremor, schimbare de dispoziție. Totul este complet rezolvabil. Pentru a te asigura că boala nu pune viața în pericol, consultă un medic. În martie, trebuie să-ți reglezi puțin aspectul. Începe cu un zâmbet sănătos, vizitează medicul dentist, îngrijește-ți pielea. Imaginea te va ajuta să te simți mai bine și îți va oferi multă energie pozitivă. Adaugă sportul în rutina ta zilnică. Puțină activitate fizică te va ajuta să te simți în formă și să-ți restrângi vizibil silueta. Banii. Pentru raci, munca și tot ceea ce este legată de ea este foarte importantă. Pentru a avea succes în afaceri, trebuie să stabilești o rutină. De fapt, pentru a face față unor proiecte dificile, trebuie să te relaxezi puțin. Soluțiile inteligente vor veni doar când te odihnești. În caz contrar, ești amenințată cu epuizare emoțională, iar aceasta este plină de conflicte cu colegii și conducerea. Nu ai nevoie de ele. Spre sfârșitul lunii martie, te poți trezi că vei face totul pe pilot automat. Acordă mai puțină atenție la turii financiare. Dacă ești foarte îngrijorată de bani, atunci aceștia vor pluți departe de tine de două ori mai repede. Poți primi un câștig extraordinar de la superiorii tăi spre sfârșitul lunii. Astrele îți recomandă să cheltui cu înțelepciune finanțele și să donezi o parte din bani pentru fapte bune. Oamenii de afaceri trebuie să fie atenți cu partenerii necunoscuți. Riscul de fraude și pierdere de bani va crește. Fii atentă în alegerea angajaților. Dacă plănuiai să te muți într-un loc nou, atunci asigură-te că nu există concurenți în apropiere. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!